Fiți binecuvântați de Domnul și bine ați venit la Casa Lui Dumnezeu, ca toți împreună să-L slăvim pe Acela care este veșnic, viu, în veci de veci. Mă gândeam la un lucru și vreau să resum și dumneavoastră, că am găsit scris în Isaia, în capitolul 10, cu ceva versete, spune felul următor. Spune că obiceiurile neamurilor, ați citit pe acolo? Spune de niște obiceiuri de ambor neamuri. Și spune cum merge la pădure, cum taie cu securea, cum merge acasă, cum îl țintuiește cu cuie, cu anumite lucruri, pe idolul ăsta sau obiceiul ăsta, și îl pune ca să nu se clate și îl împodobește cu tot felul de lucruri. Acum poate vei spune unii, dar noi n-avem așa Dumnezeu, că Dumnezeu nici nu vorbește, nici nu se roagă. Dar vreau să ne oprim un pic la prima parte, dacă avem obiceiuri. Că spune Scriptura că nu-i treaba noastră să judecăm pe cei din afară, ci treaba noastră să judecăm pe cei, pe noi, între noi. Și am unde uităm la noi. Dacă noi avem ceva obiceiuri. Și obiceiuri doar că nu ne-am uitat bine și le mai avem și noi. Și mă gândesc la unul dintre obiceiuri pe care le avem cu Crăciunul. Nu știu cum se face, dar se face, că l-am luat pe Crăciunul ăsta și l-am pus în cântările noastre și nu numai că îl onorăm și îl slăvim, dar și biserica, atâta îl lăudăm de tare, tare mă tristez. Când le aud peste cu Crăciunul, că atâta îl onorăm cu Crăciunul ăsta, numai tare nu mă bucur. Fiindcă am găsit în Cartea lui Dumnezeu că slujba din Casa lui Dumnezeu, înainte lui Dumnezeu, trebuie să fie sfântă, curată, fără pată. Și noi îl aducem și îl onorăm pe Crăciunul ăsta. Vreau să vă spun, chiar și pruncul ăsta, Iisus, care a venit în lumea noastră, care s-a născut și a luat chip de om, și a trăit printre noi, plin de har, de înțelepciune, de putere, slăvit să fie numele. Dar știți, după Cuvântul lui Dumnezeu, știți cine s-a închinat pruncului? Am citit în Scriptură și am găsit că în noaptea când s-a născut Iisus, niște îngeri s-au arătat cu el. Spune Scriptura păstorilor. Și păstorii, în momentul ăla, la noaptea s-au dus și s-au închinat pruncului. Nu ne spune Scriptura că cineva s-a mai închinat. Știți, după toți Scriptura, că pruncul o trebuie să fugă în Egipt, o fuge pentru o perioadă. Dar magii, în căutările lor, în umblarea lor, știți când s-au închinat la prunc? Deja pruncul avea vreo 2 ani. Nici de cum nu era într-o este. Și pruncul ăsta a început să crească. Și îl vedem învățat în scutece, când era prunc, s-a închinat păstorii. După o perioadă de timp, magii, în căutările lor, au găsit un copil. S-au închinat și au dus darul. Au vină și tămâie. L-am văzut că acest prunc a crescut și umbla pe ulițele Ierusalimului. Știți ce făceau oamenii? Îi se închinau. Iar astăzi, eu și împreună cu dumneavoastră, îi dăm slavă și le închinăm pruncului care este mare, este viu vecii vecilor, stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru mine și pentru tine. Astăzi, pruncul acesta este mijlocitor, este viu vecii vecilor. Și vrem să-L slăvim pe acest Dumnezeu. Dumneavoastră poate vei spune bine, acum obiceiurile avem. Dar alt Dumnezeu n-avem, noi n-avem icoane, n-avem chipuri turnate sau cioplite. Haideți să ne uităm bine la noi, după tot pe bază cuvântului, nu am timp să vă le arăt, scrisele noastre, le căutați acasă. Și am găsit că sunt 4 feluri de Dumnezeu, dar între noi, pe care nu-i vedem, dar fiecare dintre noi îi cunoașteți. Și primul Dumnezeu l-am găsit în Iov, în capitolul 12, și spune așa, Dumnezeu unora îi bunul. Și am găsit oameni care gata, când stai cu ei de vorbă, mai se te bată. Așa, orice, și dacă stai de vorbă din Scriptură cu ei, așa s-a prins și gata, să te prindă de câteva, așa, la părța de marul să vede. Și Dumnezeu unora zice că e bunul. Merge mai departe. Spune în Noul Testament în felul următor. Că zice, de Dumnezeu Mamona, ați auzit de asta? L-ați găsit și pe asta. Dar citiți acasă și îl găsiți. Adică Dumnezeu unora e bani. Orice ai face, îți vede cu tine până la bani. Când ai trecut de bani, m-am supărat rău de tău.
Și spune mai departe, spune că Dumnezeu unora e pântecul. Adică nu mă interesează dacă altul are și mâncat sau îmbrăcat. Eu sunt o bine. Că spune Scriptură în Corinteni că unii vineau cu mâncarea și de acasă să se laude, să dea mare în față la el. Adică noi avem ce mânca, uite aici ce alimăm de sacră. Ăsta la... E lui de jură cu de puturos, da? Să-l judecăm sau... Și fratele nostru, pentru care a murit Hristos. Și Dumnezeu unor ai pânticul. Și al patrulea Dumnezeu este Dumnezeu care-i Sfânt. Care-i plin de milă și de îndurare. Și spune, chiar te-aș fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Că tu ești cu mine. Ăsta e Dumnezeu adevărat. Ăsta e Dumnezeu care trebuie să ne închinăm, să-i slujim. Obiceiuri avem. Dar să știți că și Dumnezeu avem. Așa cum a spus fratele la început. Poate că au fost mai multe rele sau poate mai multe bune. Dar facă Dumnezeu. Să zicem așa, să ne cercetăm fiecare dintre noi și spunem, Doamne, vreau ca Tu să fii adevăratul Dumnezeu. În anul care vine, vreau să nu mai pun preț nici pe bani. Iar dacă am amenințat pe cineva sau am judecat pe cineva și l-am amenințat cu pumnul, vreau ca Dumnezeu să dispară din viața mea, din familia mea, din biserica mea. Vreau ca Dumnezeu pântecului să dispară din casa mea. Vreau ca Dumnezeu Sfânt și adevărat, care mă poartă totdeauna în carul lui de privință și de-ar fi să trec din valea preoții. Dumnezeu să va fi cu mine. Că spune Apostolul Pavel, spune felul următor, știu să trăiesc și în mersul, dar și în sărăcie. Vrem să-L onorăm pe acest Dumnezeu. Vrem să-I dăm slavă acestui Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm acestui Dumnezeu.